Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, subiectul zilei, armele psihotronice și psihotropice. Nici nu bănuiești ce te așteaptă. Știința avansează cu o viteză uluitoare, iar dezvoltarea militară devansează cu mult tehnologiile civile. Practic, multe dintre lucrurile noi de înaltă tehnologie, care devin accesibile publicului, au fost dezvoltate de armatele marilor state cu 5, 10 sau 20 de ani în urmă. Asta înseamnă că avansul tehnologic real pe care l-au acum marile armate ale lumii față de tehnologiile civile ni s-ar părea de domeniul SF-ului dacă am avea acces la informațiile clasificate și am descoperi despre ce este vorba. Vom afla despre tehnologiile secrete de azi peste câteva decenii, când ne vor fi prezentate ca descoperiri de ultimă oră. Evident, cele care se va considera că pot fi disponibile pentru mase. Prin urmare, tot ce credem noi că știm despre războiul modern este o reprezentare redusă a ceea ce se petrece cu adevărat în spatele ușilor închise, acolo unde șefii unor departamente speciale sunt mici dumnezei, capabili să declanșeze apocalipsa pe pământ. Și nu cred că greșim deloc dacă spunem că războiul se duce acum pe două direcții, împotriva dușmanilor militari externi și pentru controlul populației planetei, azi existând tehnologii avansate care se pot juca cu psihicul și cu mintea maselor în funcție de interese. După ce generalul Emil Străinu a atras atenția românilor că inundațiile din 2005-2016 și căderile abundente de zăpadă din 2011 au fost provocate artificial prin intermediul unor tehnologii secrete de tipul HARP, generalul Mircea Chilaru a făcut mai multe declarații zguduitoare despre atacurile psi ale căror victimă este poporul român. Psihotronia este disciplina biofizică ce permite, prin conectare conștientă, studierea interacțiunilor la distanță între diferiți subiecti senzitivi sau între aceștia și obiecte materiale sau alte organisme vii. În universul media real, psihotronia reprezintă o pseudoștiință ai cărei adepți susțin că studiază interacțiunile psihice de la distanță. Obiectul de studiu al psihotronicii îl constituie presupusele fenomene parasenzoriale, paranormale, denumite și fenomene psi. Încă din 1924, Rusia a înființat Comitetul Sovietic pentru Studierea Paranormalului. Începând cu anul 1980, a fost pregătită structura Institutului de Tehnologie Avansate Bauman Moscova. De ce în prezent ne temem de psihotronie, de antrenamentele psihotronice și de ideologia celor care funcționează în acest domeniu? Generalul rus în rezervă, Boris Radnikov, a declarat jurnaliștilor publicației Pravda că atât Rusia cât și alte state ale lumii dețin arme psihotronice performante, care pot transforma soldații trupelor inamice într-o adunătură de zombi ușor manipulabili. Tot despre ruși, doar de bine să continuăm seria dezvăluirilor ce au scăpat ochiului atent al publicului consumator de articole montene. Printre primele măsuri luate după ce a fost ales președinte, fostul premier rus Vladimir Putin a aprobat planul de fabricare a unor arme ale viitorului, armele psihotronice, care vor reduce dușmanul la un simplu zombi. Aceste arme acționând direct asupra sistemului nervos central, după cum scria Daily Mail. Încă de la începutul secolului 20, cercetătorii militari din țările avansate economic s-au străduit să realizeze o armă puternică prin intermediul căreia se poate controla mințile oamenilor, transformându-i în simple marionete. În 1923, profesorul Bernard Kaczynski, un renumit inginer electronist rus, propunea o idee ieșită din comun, un instrument capabil să emită comenzi prin care oamenii să fie manipulați, indiferent de dorința ori voința lor. Profesorul Kaczynski era foarte apreciat în cercurile politice de la Kremlin pentru ideile sale novatoare cu privire la telepatie și folosirea acesteia ca armă ofensivă. Schema dispozitivului psihotronic conceput de savantul rus avea un principiu complex. Putea reda impulsurile creierului, transformându-le apoi în semnale sonore, ce puteau fi emise la distanțe mari. Potrivit cercetătorului, creierul este capabil să emită unde radio. Specialiștii au început să acorde o atenție sporită indiciilor de activitate din blocul comunist, după ce în Statele Unite apare în 1971 o lucrare intitulată Descoperiri psihice în spatele cortinei de fier. În 1973 se înlocuiește termenul de parapsihologie prin psihotronică, propunerea lui Zdeněk Rydák, în cadrul unui congres spectaculos organizat la Praga de țările Tratatului de la Varșovia.
Unele dintre armele psihotronice pot fi studiate în manualele de marketing, în cărțile sfinte, în cărțile de inspirație divină a celor mai vechi tradiții. Armele psihotronice reprezintă un complex de influențe prin intermediul cărora se distruge sistemul nervos, inima, vezica biliară, pancreasul, ficatul, generează o dischinezie artificială a căilor biliare, a organelor sexuale și urinare, a tractului intestinal, desincronizează și frânează activitatea cerebrală, picioarele sunt permanent încordate, spatele, rinichii, gâtul, încheieturile, distruge dantura, infectează organismul cu microbi, virus, stafilococi, streptococi. Astfel, scopul final al armei este de a distruge omul sau de a-l transforma în handicapat. Pe ce se bazează armele psihotronice? Arme psihotronice realizate pe bază de radiații cu frecvență extrem de înaltă care se încadrează în lungimi de undă milimetrice, cuprind diapazonul dintre 30 de GHz până la 300 de GHz. O astfel de armă poate, într-un mod ascuns, să distrugă la distanță anumite centre ale creierului, poate declanșa distrugerea sau oprirea completă a oricărui sistem vital. O altă categorie de arme psihotronice sunt cele care funcționează în baza frecvențelor ultradecimetrice și care cuprind paleta oscilatorie de la 300 de MHz la 3 GHz. Lungimea de undă este de la 1 metru până la 10 cm. O astfel de armă poate penetra profund organismul omenesc și, ca rezultat, poate activa sau genera celule cancerigene, astfel încât peste o perioadă de timp omul în mod natural moare de cancer. Arme psihotronice bazate pe ultrasunete funcționează pe lungimi de undă de aproximativ 0,017 metri, frecvența mai mare de 30 de kHz. Armele care funcționează în baza radiațiilor infrasonice, lungimea de undă 17 metri cu frecvență mai mică de 17 Hz. Cel mai periculos diapazon este considerat cel de la 6 Hz la 9 Hz. În acest interval, omul simte cum îi va exploda creierul. Un sunet cu asemenea intensitate generează voma, sunete în urechi, deformarea și distrugerea vederii, o frică neconștientizată. Arma care folosește cel de-al 25-lea cadru. Arma a fost folosită de Stalin și Hitler cu succes. Noi, prin descoperirea psihonului Bender, am pătruns deja în mintea creatorului. La foarte scurtă vreme, după decernarea Premiului Nobel pentru fizică, pentru anul 2012, ai căror protagoniști au fost francezul Serge Haroche de la Collège de France și École Normale Supérieure, Paris, Franța, și americanul David Wineland de la University of Colorado Boulder, CO, USA, o echipă de cercetători și savanți ruși de renume mondial de la acceleratorul cuantic Voniuchi Pukaet din cadrul Institutului de Psihotronică Aplicată din Novosibirsk, au dat publicități un anunț care a cutremurat din temelii comunitatea științifică internațională. Cercetătorii ruși au anunțat reușita separării pentru prima dată în istoria cuanticii mondiale a psihonului Bender, o particulă subatomică denumită astfel după numele descoperitorului ei, generalul psihotronist profesor dr. Ostav Petrovich Benderovski. Potrivit publicației științifice moscovite, Academica Nauka Lei Psihotronovo, gradul de certitudine al descoperirii este 7 sigma, respectiv de 99,999999% cu 2 sigma mai mult decât în cazul descoperirii bosonului Higgs. De peste 40 de ani, principiile psihotroniei sunt utilizate în comunicare. La baza acestor principii stă grafismul furat. De ce furat? Definiția grafismului este următoarea: activitatea corticală complexă în cadrul căreia se realizează legături complexe între ariile ce asociază și integrează procesele de gândire simbolistică, ariile ce determină mobilizarea mușchilor fonatori ce realizează codificarea lingvistică sonoră specifică comunicării verbale umane și ariile ce determină mobilizarea mușchilor mâinii pentru codificarea grafică, scris sau desen, a simbolurilor sonore lingvistice. Unde intervine furtul? Atunci când ni se pare că auzim ceva și acel ceva este înțeles greșit, creierul procesează greșeala reprezentând-o în desen sau scris. Atunci când cineva ne manipulează, furnizându-ne simboluri compromițătoare, fără ca noi să le conștientizăm 100%, creierul le vede și le integrează în procesul de mai sus. Creierul nu percepe furtul. Cum ne dăm seama ca specialiști de manipularea prin grafism?
Unul dintre stâlpii grafologiei este reprezentat de energia scrisului. Cum traducem comercial această energie ca să o putem înțelege și verifica? Energia scrisului trădează uneori nervozitatea sau lentoarea subiectului, interpretabilă în contextul temperamentului subiectului. Împreună cu alte elemente grafologice, energia scrisului poate delimita și o psihopatologie individuală. Exprimarea grafică poate fi manipulată de la distanță prin elemente simbolistice. O stare de agitație sau calma subiectului ce desenează sau scrie determină o apăsare mai puternică, respectiv mai slabă, a instrumentului de scris pe hârtie și o geometrie specific individuală a trăsăturilor componente ale scrierii, indiferent de neomogenitatea programată. De asemenea, subiectului îi se poate imprima o stare de nervozitate de la distanță prin sunet, fascicule luminoase, simboluri cunoscute lângă care există și o intervenție grafică. Atât desenul cât și scrisul determină un consum energetic intens și tinde să anihileze efectele inhibitorii de tip psihotronic. Dar dacă încercăm să-l hackuim, procesul de percepție și reprezentare grafică, primele apariții în istoria psihotroniei. În Biblie, Regii 2 cu 6, se afirmă că profetul Elisei, secolul 9 înainte de Hristos, și-ar fi folosit abilitățile clarvăzătoare pentru a-l înștiința pe regele Israelului despre planurile de bătălie pe care regele Siriei le făcea împotriva lui. Cel mai vechi tratat militar cunoscut, Arta Războiului, scris în jurul anului 500 înainte de Hristos, de generalul chinez Sun Tzu, subliniază legătura directă dintre succesul în luptă și dirijarea cu maestrie a forței energiei subtile denumită Qi. În ale sale istorii, Herodot relatează ceea ce azi ar putea fi numit primul experiment de testare a capacităților extrasenzoriale în vederea utilizării acestora pentru interese politico-militare. Experimentul a fost inițiat și coordonat de Cresus, rege al Lidiei, stat antic din vestul Asiei Mici, între anii 595 înainte de Hristos și 547 înainte de Hristos. Eroina Franței, Jeanne d'Arc, 1412-1431, și-a urmat premonițiile, viziunile și vocile interioare pentru a mobiliza și conduce oștile țării sale la victoriile asupra englezilor. John Dee, 1527-1609, ocultist și astrolog la curtea reginei Elisabeta I a Angliei, a fost primul spion psi. La un moment dat, el a alertat-o pe regină, pretinzând că primise de la spiritele cu care intra uneori în contact un mesaj potrivit căruia agenți secreți spanioli plănuiau să ardă pădurile ce furnizau lemn pentru flota engleză. Lawson, războinica apașă, prevedea prin mijloace parapsihice mișcările trupelor americane din timpul confruntărilor acestora, ce au durat din 1869 până în 1880, cu luptătorii apași conduși de fratele ei Vittorio și după moartea lui de Geronimo. În timpul Primului Război Mondial, februarie 1916, mai multe reviste franceze preluau un articol apărut în principala revistă dedicată parapsihismului, ce vehicula următoarea idee. S-ar putea utiliza fenomenele parapsihice în război? Pe ce se baza această idee? În timpul unei conferințe ținute la Société Universelle d'Études Psychiques, prescurtat SUEP, din Paris, un anume Dr. L. Bardonet susținuse că facultățile de viziune la distanță prezentate de unii subiecți ar putea fi folosite pentru descoperirea amplasamentului trupelor, fortificațiilor, bateriilor inamice. Celebrul savant Charles Richer, în anul 1917, lansa în periodicul Bulletin des Armées un apel pentru comunicarea cazurilor de telepatie spontană. Am primit, scria Richer, 100 de răspunsuri, dintre care 30 sunt de reținut, și printre acestea 7 sau 8 cu totul remarcabile. Într-o monografie intitulată Bagheta unghiulară, divinatorie, și publicată în 1939, inginerul silvic român Simion Simu a rezervat un capitol special apa și rezistența armată în timp de război radiesteziei militare. E foarte probabil, spunea Eugen Celan, că la redactarea acestui capitol Simion Simu să fi luat în considerare și experiența germană în această direcție. După cum se cunoaște, armata germană angajată în acțiunile de luptă din Primul Război Mondial avea în structura sa de organizare elemente specializate în prospectarea radiestezică, atașate pe lângă fiecare regiment. În timpul unei demonstrații pe care a fost invitat să o facă la o bază din California de Sud,
Rabdomantul Vern Cameron i-a uimit chiar și înspăimântat pe reprezentanții US Navy atunci când a făcut o demonstrație doar cu ajutorul unui pendul radiestezic și fără niciun fel de informații prealabile. În iunie 1919, într-o acțiune împotriva trupelor ungurești, militarii cehi au fost puși în stare hipnotică și li s-a cerut să scaneze teritoriul pentru a depista pozițiile și forțele inamicului. De studiat unul din primele manuale PSI pentru forțele armate cehoslovace, intitulat Clarviziunea, hipnoza și vindecarea magnetică în serviciul militar, și a apărut în anul 1925, autorul Karl Heiballik. În 1923, profesorul Bernard Kaczynski, un renumit inginer electronist rus, propunea o idee ieșită din comun: un instrument capabil să emită comenzi prin care oamenii să fie manipulați indiferent de dorința ori voința lor. Profesorul Kaczynski era foarte apreciat în cercurile politice de la Kremlin pentru ideile sale novatoare cu privire la telepatie și folosirea acestea ca armă ofensivă. Schema dispozitivului psihotronic conceput de savantul rus avea un principiu complex. Putea reda impulsurile creierului, transformându-le apoi în semnale sonore ce puteau fi emise la distanțe mari. Potrivit cercetătorului, creierul e capabil să emită unde radio. Kaczynski descoperise în creier anumite elemente care aveau un aspect și funcții similare părților componente ale echipamentelor electronice: condensatoare, bobine, tuburi radio, antene. Conform teoriei sale, aceste radiounde puteau fi percepute de către alte creiere. Cercetând alcătuirea corpului uman, am ajuns la concluzia edificatoare că organismul nostru reprezintă un aparat electronic complicat. El este o adevărată stație radio de emisie-recepție, capabilă să lanseze și să capteze unde electromagnetice. Am ajuns pentru prima dată la această concluzie în urmă cu câțiva ani, absolut întâmplător, afirmă Kaczynski în cartea sa intitulată Legătura radiobiologică. James Love, S.P. Sirag, The Roots of Consciousness, Second Edition, Council of Books, 1993, susține că abilitățile parapsihice, ce l-ar fi avut Hitler, care fusese adept al organizației ocultiste Thule, îndeoseb clar viziunea și viziunile precognitive, au fost implicate în multe din succesele militare ale Germaniei din prima parte a celui de-al doilea război mondial. Într-un studiu, E.W. Davis, Teleportation Physics Study, Air Force Research Laboratory Special Report, Edwards Air Force Base, August 2004, efectuat sub auspiciile forțelor aeriene americane, finalizat în 2004, se consemnează că cercetări privind fenomenele extrasenzoriale, PK și controlul minții au fost efectuate de H.K. Andrea Pruharik în cadrul Army Chemical and Biological Warfare Center de la Fort Detrick, Maryland, în anii 1940-1950. Pruharik era pasionat de clarviziune și psihochinezie și se complăcea în elaborarea de teorie asupra îmbunătățirii pe căi electronice și farmaceutice a capacităților parapsihice. Interesant de semnalat că raportul din anul 1978 are o anexă de 50 de pagini, care conține liste de instituții și persoane din fostele țări socialiste europene, identificate probabil prin mijloace specifice de către DIA, ca efectuând la acea vreme cercetări de parafizică, parapsihologie ori în domenii conexe. Din România sunt menționați următorii cercetători, enumerați aici în ordine alfabetică a numelui de familie: A. Apostol, Carol Barta, M. Bibiș, C. Bolintineanu, G. Constantinescu, F. Deleanu, Gheorghe Drăgănescu, Ioan Florin Dumitrescu, P. Gheorghiță, Cornelia Guja, Rela Herivan, Sergiu Levin, Ioan Mamulaș, Ieno Micloș, Ion Moldovan, Mihai Modreanu, V. Niculescu, Ștefan Vasile Popa, Radu Portocală, V. Săhleanu, Laszlo Zabo, Ilie Puiu Vasilescu, Mario Sorin Vasilescu. Ingo Swan, pentru termenul de remote viewing, vedere la distanță, prescultat RV. Am ales termenul de remote viewing, justificau Uthoff împreună cu Targ această alegere ca fiind unul descriptiv, liber de asocieri prealabile și de prejudecăți privitoare la mecanismul explicativ. Conform unor teorii, dezvoltarea armelor psihotronice a atins azi asemenea culmi încât acționarea asupra creierilor oamenilor poate fi realizată practic prin intermediul oricărui aparat electronic, telefon mobil, televizor, radio. Orice individ poate fi manipulat. O asemenea influență asupra maselor e practicată de multă vreme de majoritatea serviciilor secrete.
Cel mai des, armele psihotronice sunt folosite pentru a provoca revolte sau mișcări sociale. Aceste experimente, aparent inofensive, sunt puse în aplicare destul de frecvent. Un asemenea caz a scăpat de sub control și a ajuns în presă în Japonia în anul 1997, afirmă psihologul Dimitri Zhukov, cercetător în cadrul Asociației pentru Studiul Fenomenelor Psihotronice de la Novosibirsk din Rusia. Într-o seară, canalul de televiziune Tokyo TV a transmis câteva episoade în seria de desene animate Pokémon. La 20 de minute după începerea difuzării, sute de părinți au apelat serviciul de ambulanță solicitând ajutor pentru copiii lor. Toți descriau aceleași simptome, amețel, greață, vărsături, convulsii și pierderea cunoștinței. La câteva zile s-a declanșat o anchetă prin care s-a descoperit că în episodul de desene animate fusese montată o hieroglifă care reprezenta cuvântul moarte. Ea era ascunsă în spatele unor imagini firești. Subconștientul copiilor însă o detectase. Semnul se repetase atât de des încât provocase copiilor simptome specifice epilepsiei. Ce să mai spun? Prieteni, ne oprim aici. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei pe curând.